Fostul parlamentar Norica Nicolae a izbucnit pe pagina personală de Facebook acuzând Uniunea Europeană că dă mai mult ajutor financiar Franței decât României în privința ajutoarelor pentru a face față crizei COVID-19. Biroul Parlamentului European în România a catalogat știrea drept falsă și a făcut corecția necesară astfel. Comisia Europeană a aprobat propunerea Franței de a acorda ajutoare de stat în valoare de 300 de miliarde de euro. Suma provine de la bugetul de stat francez. Pentru România, Comisia a anunțat că va direcționa către România 1 miliard de euro din bugetul UE. În cazul Franței, Comisia Europeană a aprobat doar o schemă de ajutor de stat din bugetul național. În cazul României, Comisia a acordat finanțări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene. Ajutoarele de stat acordate de statele membre trebuie aprobate de Comisie. Pentru a face față crizei COVID-19, Comisia a adoptat un cadru temporar pentru a permite statelor membre să ofere mai mult sprijin economiei în contextul pandemiei de COVID-19. Se precizează în anunțul biroului Parlamentului European în România. Precizăm că, în conformitate cu legislația Uniunii Europene, niciun stat membru nu are voie să acorde ajutoare de stat din bugetul propriu, fără aprobare UE. România a primit 1 miliard de euro nerambursabil, Cehia și Ungaria câte 500 de milioane, Bulgaria 350 de milioane.